era Luca și Ionela au fost aseară chemate la confesional. Ceva mai târziu, Ionela a ieșit pe terasă și era foarte fericită. Le spunea fetelor care și ea nevoie de un compleu foarte drăguț. Andrada nu înțelegea despre ce este vorba, și Ionela a explicat că la confesional ei și Raluca li s-a comunicat că astăzi merg la o lecție de condus. Li s-a făcut ca două această lecție pentru că au fost întrebate fetele mai de mult cine are și cine nu are permis. Raluca și Ionela au spus că nu au și cei din producție le-au făcut ca două această oră de condus. Spunea Ionela că abia așteaptă, era foarte entuziasmată, o ruga pe Isa să o ajute cu ceva de îmbrăcat, spunea că vrea ceva casual și Isabel i-a spus să meargă la ea în să își aleagă de acolo ce dorește, o ținută. Spunea Ionela că și Raluca este extrem de entuziasmată și, din câte am înțeles, astăzi la ora 9 fetele uh, au această ieșire. Uh, A mai spus Ionela că după ora de condus, împreună, ea împreună cu Raluca vor merge și la o cafenea.